Credincioșii parohiei Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Moiad, județul Sălaj, au trăit astăzi clipe de bucurie. Lucrările de restaurare realizate la biserica parohială au fost binecuvântate de preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului. Ierarhul a săvârșit apoi sfânta liturghie și le-a vorbit credincioșilor despre modul în care trebuie să se raporteze la cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută lângă drum este răpită de păsări, adică de diavolul, fiindcă sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de-a doua sămânță aruncată pe loc pietros reprezintă pe oamenii care cred cu bucurie, acceptă învățătura, dar în momente de ispite se leapădă. Cea de-a treia categorie între spini reprezintă oamenii care se au cu grijile vieții și uită de problemele duhovnicești. Cea de-a patra categorie care rodește sunt creștini buni care acceptă cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Însă ce este important de lămurit aici? Nu e vorba nici de calitatea acestui semănător, că el n-a fost îndemânatic, nici despre a seminței, ci despre pământ. Pământul cum acceptă cuvântul lui Dumnezeu sau sămânța despre care se vorbește în această parabolă. Același semănător este în toate cele patru categorii, aceeași sămânță, însă modul în care este primită sămânța respectivă reprezintă pe oameni care exact în aceste patru moduri diferite acceptă cuvântul lui Dumnezeu. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Răzvan Dumitru Gorgan a fost hirotesit sachelar. De asemenea, ierarhul a oferit diplome de vrednicie celor care s-au implicat în realizarea lucrărilor din parohie. Suntem în duminica a 21-a după pocurârea Duhului Sfânt, duminica în care am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe preasfințitul părinte Petroniu, care a săvârșit slujba de resfințire a bisericii noastre și sfânta și dumnezească liturghie arhierească. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru această bucurie pe care ne-a dăruit-o. Mulțumim preasfințitului părinte Petroniu pentru că a fost în mijlocul nostru și bunilor credincioși care s-au implicat activ în lucrările efectuate la această sfântă biserică. Suntem adunat aici în ziua de astăzi pentru a participa la un mare eveniment în partea comunității noastre legată de sfințirea bisericii. Deși suntem o comunitate puțină, deci în jur de 134 de persoane, am realizat ultimii ani lucrări foarte importante pentru biserică. Ne-am adunat împreună într-o credință, ne-am adunat împreună pentru a ne sfinți sufletele prin rugăciune și nu în ultimul rând un moment prin care să aducem o mulțumire lui Dumnezeu. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Moiad a fost construită între anii 1935 și 1937.